Românii sunt loviți fără să știe de un nou fenomen care le ia banii direct din buzunar. Mai concret, este o practică pe care producătorii o folosesc pentru a umfla artificial prețurile unor produse, de altfel banale. Practica de marketing care creează nevoi false în rândul consumatorilor. De exemplu, o pastă de dinți care protejează gingiile, un deodorant extrem care te ajută în cele mai dificile situații, lame de ras doar pentru anumite zone ale corpului. Toate aceste produse fac același lucru precum cele care nu au beneficiat de un marketing inteligent, însă devin subit mult mai scumpe datorită noilor atribuții. Noul fenomen este aplicat în general produselor cosmetice și de îngrijire personală. De exemplu, într-un mare lanț de magazine, la un deodorant standard este prețul mai scăzut cu câțiva lei față de cel pentru haine albe și negre. Unele produse profită și de alte nevoi. De exemplu, pot fi marketate ca fiind prietenoase cu mediul, ori, la capătul celălalt, promit simplitatea. Până la urmă, această idee de a veni cu produse care par inovative sau par altceva înseamă același lucru. Pe afară vopsit gardul, înăuntru leopardul. Și atunci, din perspectiva asta, cred în calitatea noastră de consumatori într-o situație în care calitatea vieții devine tot mai precară, inflația este destul de mare și trebuie să fim atenți la ceea ce cumpărăm real, să ne uităm pe etichetă, a declarat Sorin Mierlea, președinte Infocos. Producătorii și comercianții nu riscă sancțiuni dacă apelează la această strategie, relatează Antena 3.ro.